Bună seara, dragii noștri! Iată că televiziunea Tradiție și Sănătate și-a îndreptat pașii în aceste zile la o casă deosebită, mă refer la o casă turistică, pensiunea Casa Alex, din Sadova, județul Suceava. Și am lângă mine, ca interlocutor, pe patronul acestui popas minunat, este vorba despre domnul Vasile Hurghiș. Bine ați venit în această emisiune. Vreau să vă mulțumim în numele echipei care a poposit în aceste zile în frumoasa dumneavoastră pensiune pentru ospitalitatea deosebită, pentru modul în care dumneavoastră ați știut să primiți niște oameni pe care nu i-ați văzut niciodată, mă refer la ceilalți membri ai echipei, noi ne cunoșteam deja, care au dorit să vă promoveze, dar cum să vă spun, locația dumneavoastră este chiar special, un loc deosebit și poate că s-au oferit și alții, dar eu le-am povestit dumnealor despre ce minunăție se află aici la Sadova, nu? La Sadova, ce oameni excepționali sunt aici și au ținut neapărat să vă cunoască și ei și sper că și dumneavoastră ați fost mulțumiți de această întâlnire deosebită. Încântat. Și vreau să vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră și doamna Elena, care este o femeie de toată isprava și care și-a lăsat treburile pentru a fi alături de noi, a ne sprijini în tot ceea ce am dorit să întreprindem în aceste zile. Și aș vrea să ne povestiți cum a fost cu începutul. Deci de unde v-a venit ideea să faceți această pensiune? Sunteți de aici, de localnic, de Sadova? Da, sunt localnic. Ideea a venit de la prieteni. Aveam prieteni, colegi de serviciu, foști colegi, amici. Colegi de serviciu, ce lucrați? În ce domeniu? Am lucrat în mai multe domenii, dar în ultimul timp aveam colegi în Inspectoratul de Stat pentru Servicii de Urgență. A, ați fost la ISO, să ne punem bine că avem nevoie de avize. Aveam și inspecții, chiar deveneau și controle și de multe ori îi aduceam ca surpriză, nu știau inspectorii că vin la unul din colegii dumnealor. Nu, dar ce plecau, aflau. Aflând așa ceva de la dumneavoastră, înțeleg... Făceam mici protocoale. De unde rigurozitatea, organizarea, spiritul de inițiativă pe care dumneavoastră l-ați dovedit în aceste zile. Și nu cred că mă îndoiesc. Deci pentru că acest serviciu vă cerea să aveți aceste calități. Și dumneavoastră le-ați folosit și în activitatea privată. Și mai apoi, la îndemnul dumnealor, am mai avut un oaspet pe Ștefan Popasă, regele mondial al caricaturii. Da. Timișoara. Foarte talentat, da. Și el ne-a pus, ne-a convins să omologăm. Ne-a și sprijinit. În 2002 am omologat locația pentru turism. Ne-a recomandat Asociația de Turism Rural, Ecologic și Cultural din România, condusă de doamna Marlena Stoian. A fost la inaugurare aici, în anii 2002, și încet, încet, cu pași mici, am omologat 5 camere, după care am mai reconstruit încă 3. Și actualmente, ce capacitate de cazare aveți aici? 8 camere duble, triple. În total, capacitatea de cazare este undeva la 33 de locuri. Trei echipe de fotbal. Mini fotbal. Da, chiar eu am fost la dumneavoastră în 2009. Iată, după atâția ani, da, am regăsit același loc minunat cu aceiași oameni excepționali, dar parcă puțin schimbat, în bine. A fost o energie pozitivă sau ceva, Dumnezeu v-a ajutat și v-a împins mai departe să faceți progrese însemnate. Am mai adăugat câte ceva. Da, parcă e altceva. N-am apelat la fonduri europene, doar de muncă. Nu s-a putut, n-ați vrut, n-ați știut? Am avut cândva o tentativă, dar nu impuneau niște lucruri care noi nu le puteam realiza și nici timpul nostru nu era pentru... Încercat încet, încet să modernizăm câte un pic, în an de an, să mai aducem
Și ne-am lăsat loc și pentru Lano să mai facem. Modernizări, vorbim la sfârșit și pentru Lano, aceste modernizări sunt idei ale dumneavoastră sau ale doamnei? Sau de la soție, în prima rând. A, dumneavoastră este... Da? Știți că noi suntem designer. Executați foarte bun, noi bărbații. Suntem șef, dar știi, șef e acolo, pe lângă masă, pe... Tot ea e talpa că se... Bucovine de tot, Cătrin, da? Ca de obicei, nu cred eu că e chiar așa. În orice caz, ce au hotărât, dacă a fost doamna, chiar a făcut bine. Deci tot ceea ce ați realizat... Am întemeiat o industrie de familie și avem satisfacție, doi copii... Dar cum vă descurcați aici, în zonă, fiind zona turistică frumoasă, cu atâtea și atâtea pensiuni, cum rezistați? Adică noi, la și clienți noi, și... Noi am făcut cam undeva în anii 2002, primii pași am făcut în turism. Concurența loială duce la progres. Deci în condițiile în care vor fi mai multe pensiuni, pe toți îi îndemn și la autorități îi explic treaba asta, cu cât pe harta țării în Sadova vor fi mai multe locații de cazare, cu atâta va fi și cererea mai mare și fiecare turist după posibilitățile lui financiare și își alege confortul. Dar care și-l ca număr de turiști care au venit la deci nu e nicio problemă concurența. Suntem prieteni toți. A crescut numărul? Da, a crescut. Undeva sunt în Sadova undeva la 300 de locuri de cazare la ora asta. Bun, și în anii 2002 erau 15. Se acoperă cu turiști? Păi fiecare cu gradul lui de ocupare. Păi nu mai fiți diplomat așa, nu mai dați pe lângă turiști. V-am întrebat dacă da. Așa concurență, numărul turiștilor care au venit da. Și vin la dumneavoastră, să o spunem pe românești, e în scădere sau au crescut? Cum e? În creștere. În creștere, da. Și mă bucur să văd că vara e plin satul de turiști. Cu proprietarii, vecinii, colegii noștri, fiecare cu ideile lui organizează excursii cu cai, cu căruțe. Și vă întâlniți împreună și discutați? Întâlnim la Iarbă Verde, la Iezăr, acolo, cu turiștii. Sau ce oferiți turiștilor care vin? Afară de... Prima dată ce ofer mama natură. Da, frumos, frumos, no. E superb. Nu mai vorbim de... Poziția strategică a Sadovei. Poziția strategică. De mesele îmbelșugate pe care le oferiți din tot sufletul. Din, și de aia să și simt bine oamenii aici. Mâncarea la noi e aproape de bio, să zicem așa, nu, perfect, nu 100%, dar apropiat. Produsele din zonă. Noi încercăm să valorificăm deci, nu, meniu, deci, produsele din zonă cu meniu tradițional. Ați văzut, mama legată de barabule, mama legată de tarcot, ei, ia să ne spuneți, apropo de mama legată de barabule, cum se face că, sigur, telespectatorii noștri... Tare simplu, foarte simplu. Și cum se cheamă mama legată de barabule? Chiar cum ați pronunțat. Mama legată de barabule? Mama legată de barabule. Sau putem spune mama legată de cartofi. De barabule, de cartofi. Ei, cum se face că... Am gustat în seara asta, vreau să vă spun, dar telespectatorii, că e minunat. Ați servit, așa că... Nu, am gustat servind-o... Mă ligă de barabule, nemaipomenit. Nu, serios acum, cum faceți? Că e surprinzătoare rețeta. E simplu, la cartofii tăiați în patru, curățați bine, spălați. Fierți, ca pentru piure, nu? Ca pentru piure, mai mare un pic. Pus la hiert în șaun, deasupra presărăm făină de mălai. Păi nu, s-a terminat și pisăm, nu? Sare, presărăm un pic de făină de mălai, adăugăm, la, când se termină, înainte de a se termina de fiert bine, punem, încă adăugăm, fără să stoarcem apa tătă, doar un pic. Gospodina știe exact cum să o facă, ca să iasă o pastă. Mai adăugăm și un pic de făină de grâu. Dar făina de porumb o adăugăm după ce am pisat bine cartofii? Nu, înainte de a pisa. Încă ea trebuie să mai fiarbe în apă cu cartofii. Ah, mă țeles, nepisat. Și cum pisăm totuși? Cum pisăm bine cu un culișier, batalou se cheamă. Și pe urmă, două linguri de făină de... Un pic de făină de mălai, de grâu. Așa? Și gata. Nu v-am spus rețeta, de unde a apărut. De unde a apărut? M-am legat de cartofi. În timpul foametei, după al doilea război mondial, și la noi, în zonă, nefiind zonă cu
lanuri de porumb, deci nu se coace porumbul. Aici, da. Și lumea își aducea, fiecare gospodar își aducea cum putea la pravalin, nu mai era de cumpărat și fiecare chibzuia ca să aibă pentru hrana copiilor. Și atunci gospodinii, străbunicii noștri puneau cartofi la fiert. Aici e zona cartofului, să știe, Bucovina. Păi dacă mănânci numai pireu, e cartofi în toată ziua. Da, da, da. Și adăugau câte un pic de făină, ca să o lungească, să iese făină da. În mămăliga. Când o faci numai din mămăliga din mălai, consum mult mălai. Și se gătește în covată. Și atunci făcea economie și la mălai, da. Ieșea și bun, și sățios. Și a apărut rețeta pe care noi încântăm pe voastră. Da, e ceva deosebit, da. Chiar deosebit. Deci, într-una din zile, mămăliga de cartofi cu tochitură, cum a fost acum, pomana porcului. Da, chiar vreau să vă spun, dragi telespectatori, că, mă rog, cineva a tăiat un porc și, mă rog, ne-a invitat la pomana porcului. Și a fost și domnul Vațel, a fost și doamna Elena. Și pe platou, în afară de bucățele de carne de porc, era această mămăligă de barabule. Ce mai era? Era niște brânză de ți se topea în gură, era din aia de burduf sau ce brânză era aceea? Da, multe felii. Categorii. Multe categorii de brânză, dar bineînțeles brânză făcută da, la stână. De burduf, de, așa. Brânză topită, brânză cu mărar, nu? Cu mărar, da, și lapte prins într-o ulcică așa de mare. În cofă de lemn. Era cofă de lemn, cofă de lemn. Cofă. Ei, lasă, că pe mama mai boșu afinată și un vin și ulcica o vedeam, cofa și cofa, ulcica, nu mai contează. Dar cât de... Cât de bine era aprins și cât de... Are peste 200 de ani cofagei. Consistent era laptele la acru. Și pus și lapte acru și mâncai din toate astea. Ce știință încă din vechime, adică gustul ăla al cărnii, că era mai grasă, mai cu, ușor cu ulei și asta, se tăia cu gustul acrișor al laptelui prins, era brânza aia. Dom'le, ceva, eu nu știu. Și N-am potolit, dar vreau să spun că n-am mai întâlnit nicăieri o asemenea asociere de produse pe un platou. E mâncarea tradițională din toată Bucovina, numai din Salvar, din celelalte localități. Pe noi prezentăm și Bucovina aici. Cevița. E bine ca cei care ne urmăresc și vreau să știți că această emisiune și televiziunea noastră este urmărită în special în diaspora. Deci românii care ne urmăresc, cei care sunt din Bucovina, sigur că își vor reaminti cum era la mama acasă, ceilalți două ori în concediu să vină la Sadova, să vadă cum se mănâncă aici, pentru că aseară am avut o altă surpriză pe platou. Ia povestiți, în afară de... Ce, scrijele? Scrijele, slănină, ce ne-ați oferit? Pe platou cealaltă, da? Scrijele făcute pe part de sare, nu? Pe plită încinsă. Dar spuneți... Rondele celor... de cartofi. Așa. Aici mai grosuț un da. Pic. Făcute pe plită, nu? Și puse pe plită, învârtite de 3-4 ori pe o parte, de 5-6 ori pe cei parte. Dacă bei și un vin bun sau bei o afinată... Să nu, când le scoatem, să nu fie pus una peste alta. Fac păi nu, și că dacă da. Pe 2-3 pare de la de afinată... Din când te-am văzut eu la dumneavoastră seară, nu au apucat să stai una peste alta. Adică ce vreau să-mi zic, am mâncat mult? Nu fii clădite. Erau bune, bune, rău. Și afinată făcută doamna Elena, iar cu multă, multă știință. Are rețeta ei. E o rețetă deosebită, că nu prea am băut așa ceva bun. Ei, să revenim la această pensiune, la ideea dumneavoastră, la faptul că în 2002 v-ați acreditat, da? Și cum a mers treaba până astăzi? În creștere, da? În creștere. Afacerea, că e afacere de familie, eu da? E o mică afacere de familie, soția are o întreprindere individuală, I.I. Urdiș Elena se cheamă, și... E în creștere, ar putea să fie și mai bine, doar că nu, dacă am avea drumuri, aeroporturi, își doresc străine să vină, dar nu-și riscă viața pe drum sau... Deci vă plângeți de starea drumurilor da, proaste, nu? Ne gândim să pregătim două nepoate care să fie angajate la noi, să putem să le oferim un loc de muncă. Practic au făcut, putem ține în practică, da, că da, nu e o constantă în turism. Chiar asta am zis să vă întreb, se poate trăi numai din turism? Sau dumneavoastră și doamna Elena, puteți trăi numai din turism? Da, atât ca să trăiești, să trăim, dar
avem satisfacții, alte satisfacții. Cunoaștem mulți oameni, ne facem și noi cunoscuți. Dar dumneavoastră, și la modul financiar, dumneavoastră aveți și altă meserie, faceți și altceva, nu? Da, nu numai vă țineți de, de turism. Da. Păi spuneți că e interesant, vrem să aflăm. Construcții de mașini. Și ce faceți acolo? Construcții de mașini. Da, faceți avioane, Toyota, ce faceți acolo? S-a angajat la băietul cel mare, am eu, deci tot în familie. Are o firmă, da, are o firmă, da, de transport, lucrări, lucrări strategice, lucrări de drumuri, lucrări grele, cu mașini speciale. Și mașinile speciale sunt ale familiei, firmei dumnealui, da, al băiatul meu cel mare. Și cum e băiatul ca șef cu dumneavoastră? Păi exigeam cu el prima dată și, și pe urmă și da, noi îl sprijinim. Eu vreau să spun că astăzi așa m-am plimbat, am mâncat, m-am simțit bine, m-am plimbat, domnul Vasile m-a plimbat și m-a dus, m-a dus la Pojorâta, nu? Așa. Și mi-a arătat ceva foarte frumos și interesant și vreau să ne povestească și nou. Acolo unii construiesc un rotisor. Pe sigur. Am conceput un mod de a prepara un purcel întreg sau un miel mai mare sau un berbecuț sau un tăuraș. Așa. Am plecat de la premiza să nu, să nu stricăm produsul, să nu îl ardem și să rămâi ars pe deasupra și la mijloc să rămâi, da, să nu fie crud, copt, da. Că un animal are timp pentru un an să crească și are răbdare și noi câțiva am murit oameni, îl putem strica într-un ceas, două și... Și a venit ideea pentru că știți că s-ar cere în zona așa ceva? Dar aici e vorba de talent. Întâi pentru noi vrem tehnic, să facem, da? Probă e vorba de talent de tehnic. Pe urmă. De calitățile dumneavoastră. Cu izolație termică, da? Foarte bună, cu aeraj, carburator, să nu fie o fabrică de consumat lemne și de făcut cenușă. Că cantitățile mari de oxigenare, de găuri și oxigenarea în mediul de coacere, cărbunii nu rezistă, se fac cenușă și produsul rămâne nepreparat. Dar acolo încape un purcel de 150 de kg. Sunteți și foarte ingenios. Și de unde talentul ăsta așa de inventivitate? De la moștenit de la părinți sau a studiat noastră? Construcții de mașini, da. Și proiectare, construcții de mașini. Și mașini unelte și practică și teorie. Ia spuneți dumneavoastră, și plăcerea de a face un lucru util. Da, ați făcut așa ceva util pentru dumneavoastră și pentru societate. Și la, aici, la pensiunea, la Casa Alex. N-ați vizitat jos la catacombe. Păi povestiți, că eu chiar dacă am fost la catacombele dumneavoastră, da, de aici... Am fost botezate de niște... Ia cine a spus că-s catacombe? Niște doamne care au mers pe acolo să-și caute soții și le-au când găsit... au mers pe partea alaltă... Să cinsteau cu... Ei să cinsteau și s-o spare pe ăla, că era cam îngust pe acolo... Traseu tuneric, și pe când s-a dezmeticit. Da, și-o dă seama că nu e chiar o catacombă. Pe chiar că nu e foarte frumos. Da, ce ați reușit acolo? Laborator să... de familie pentru noi. Unii, atunci când facem bucate mai multe și preparăm un vițel sau un porc... Plus de sărbători, nu? Deci când se taie un animal sau... Da. Ca să nu mai deranjăm, să deranjeze o bucătăria, soția, că e acolo, e teritoriul ei și așa, și pe ce principiu? Ce-ați reușit, ce-ați realizat acolo în catacombă? În afară de a aduce vinuri alese și pălinci și ce mai aveți? Hornul aveam făcut la casă de la centrala termică, era coș dublu, înălțimii absorbții este. Și am amenajat într-un colț o plită cu rulă, cu posibilitatea de a dirija fumul în două direcții. Una se ducă direct la toxic în coș, celălalt, când e mai bun, îl schimb trapele și dau drumul la fumatoare. O fumatoare și o cameră de frangentare. Cum aveam când eram nici în pod, un horn, numai că l-a făcut mai mare. Nu, dar e foarte interesant. Cu priză de aer de afară, și acolo, da, cum am văzut că are... Iluminat.
geam, punem, închidem lacături și când vin turiștii, aprindem becul și le arătăm, salivează. E foarte interesant. Și dovedește încă o dată talentul dumneavoastră inventiv. Faptul că, domnule, știți, vă pricepeți, nu numai că citiți, dar și să puneți și în practică. Și asta e mare lucru. Trebuie să mergeți neapărat și am înțeles că cu acest rotisor deja ați mers la oficiul de invenție și mărți să-l înregistrat ca dreptul de proprietate intelectuală și după aia o să urmeze marea curiozitate și eu mă angajez aici, vin și cu Manuel și stăm la vânzare, da? Ne dați comision. Nu apucăm noi să facem business din asta cu vânzare nouă, nu ne propunem treaba să facem o industrie, doar aș dori să omologez mănăstirea de acolo la Pojurita, dar nu ne propunem să facem o industrie pentru că trebuie să o predau cuiva. Veniți dumneavoastră. Te-o predați lui Alex. Că dacă tot a venit vorba de Alex, spuneți-ne ceva despre copiii dumneavoastră. Pe Alex l-am cunoscut noi, pe celălalt nu-l știm, dar ne-am rodit așa cu Alex că e profesor de muzică și ia ca... Am terminat Academia de Muzică la Cluj, masterant și am început la Școala de Arte Plastice din Suceava, Ciprian Porumbești, din clasa 6-a. I-a plăcut lui. Muzica el este strănepotul lui Maria Surupat. Asta să ne aducem aminte de Maria Surupat, un mare rapsod al Bucovinei și... Cânticul cea la Mândră Floare Norocu. Strănepot, Alex, cel mai greu cântec pe care eu l-am ascultat, interpretat de un solist din Bucovina. E cumplit de greu. E o genă care eu la Alex. Bunica lui Elena, lui soție, lui mama lui, Maria Surupat. Vedeți până unde a mers gena? Și sora ei. Da, păi am auzit. Tot rapsod a fost. Au concertat la Londra cu Ilie Cazacu din fondul Moldovei. Am auzit și de Ilie Cazacu, cum să nu? Andronicescu, Alexandra Andronicescu, reposata creatoare de muzică. Deci toți de aici au fost din zona fundul Moldovei, Sadova. Da. Aici așa a sfârșit zilele, sărăcuța și... Dar nu știu dacă aici s-a și născut Mina Păslaru. Da. Cea mai mare doinitoare a Bucovinei. A crescut aici în Bucovina, în Sadova. Păi sunt fiată, parcă din Bistța, în Săut. Familie, deci, din Ilva Mare, comuna Ilva. Oricum aproape, dar alt județ. Și eu locuit la mătușa aici. Eu am fost crescută în Sadova și chiar cetățeană comunei Sadova. Da, știu că s-a mutat la Cislău și după ce a murit, a venit din nou la Sodihnește aici, la Sadova. Lângă noi, la cimitir. Dar ce floricele, ce melisme, cât de frumos. Da. Dar cât de natural făcea acele floricele. De asta a și reușit și a ajuns atât de cunoscută și atât de mare doinitoare. Și pe urmele ei mergea, nu știu, n-am ascultat-o, dar o să o ascultăm, Laura Erhan, care că și ea cânta. Laura Erhan. Care e de aici, de la dumneavoastră, da, nu? Da, de aici, din Sadova, da. Laura postea pe la Antena 1 prin București, a venit da, a fost la multe posturi. A fost la multe posturi. Era mică, a venit cu... Când era mică, era... Și acum o explozie. Nimeni nu înțelege acum un copil la vârsta aia să cânte așa, cu asemenea melisme. Studiază folice. La Cluj. Și a dat la Cluj, da? Acum, la... da. Abia aștept să revăd. Etnografie, folclor, o să revedeți mâine. E o fată extraordinară. Să sperăm că va progresa și va face repertoriu. Și aici, în Sadova, iată foarte mulți artiști, rapsozi, și dumneavoastră și doamna Elena ați fost de acord, ați acceptat ca Alex, băiatul dumneavoastră, să urmeze o carieră, hai să-i spunem muzicală, că el are și o formație, am înțeles, și cântă, mă rog, la eveniment. Am investit, cea mai bună investiție l-ați în ajutat? Copii. Cea mai bună investiție în copii. Așa acolo este, da. Se toace. Da, când și-a dorit, orgă, tot a avut de la început. El avea talentul de la 3 ani și tot, nu i-a lipsit niciun instrument. Și acum e lider, undeva prin zona Moldovei, la orgă, la acordeon. Asta e mare lucru, pentru că, știți, părinții, dacă n-au reușit ei, copiii trebuie să îi moștenească, să fie doctor, inginer, profesor universitar. Nu forțezi pe copil să facă ce vrea taică. Da, e un punct de vedere corect. Ceea ce îi place lui. L-am văzut și eu, e blajin, așa e, mai acum minte.
Și celălalt fiu al dumneavoastră? Andrei Sergiu. E și căsătorit, 33 de ani. Și are să vă o trăiesc. Companie care v-am zis cu transporturi. Și aveți nepoți? Da, avem o nepoțică de un an și 8 luni. Să vă trăiesc. Deci mulțumesc, sunteți o familie împlinită, o familie frumoasă. Da, mulțumim. Și dorim ca toate familiile din România, din zona, din Sadova, să aibă împlinirile noastre. Și în Sadova chiar au. Nu există familii sărace în Sadova. Da, este puțin, un nivel mai ridicat. Am văzut și o casele, străzile. Halici. Concurență între familii în sensul bun al cuvântului. Da. Asta e deosebit care ce aud de la dumneavoastră. De care să depășească unul pe altul. Da. Dar și prietenul cu, până în pensiune. Am înțeles. În turism colaborăm, ne întâlnim o dată pe an, în februarie, la bilanț. Povestim ce-o fă bun, ce-o fă rău. Bine că noi stăm la dispoziția turiștilor. Au și ei lacune, turiștii. E normal că așa, sunt oameni și oameni. Nu putem să-i împăcăm pe toți. Sigur. Și ce vreau să vă întreb, dacă am intuit eu bine. Perfecțiunea totală nu există. Am stat mult de vorbă, ne-ați povestit tot felul de lucruri și văzând ce experiență de viață aveți și modul în care vedeți dumneavoastră lucrurile, presupun, eu așa m-am gândit, presupun că dumneavoastră sunteți un om umblat, că n-ați fost numai până la Suceava sau până la Cluj. Că ați văzut mult mai departe decât granițele României, adevărat. Aveți o minte deschisă. Da, o tangență cu multe persoane, am lucrat în mai multe colective. În primii ani, practic, am făcut la Sibiu. Am avut tangență cu cetățeni de etnie germană. Germană, da. La uzinile Independența, în Sibiu, practică de lucru în construcție de mașini. După care la prospecțiuni geologice. Unde vorbeam de străinătate. Și vă spun și de străinătate. Așa. Că nu ai răbdare, sunt povestiți. După care am lucrat în industria ușoară, în fabrici de încălțăminte, tot la mecanic șef, în departamentul de deranjamente, reparații, în mașini unelte. Am absolvit școala tehnică, liceu industrial de mecanică 5 ani. Plus 3 ani școală tehnică, plus 2 perfecționare. Și în străinătate am plimbat o singură dată. De unde ați fost? În Egiptul antic. Spuneți că n-ați fost chiar la... La Moscova, în Polonia, în Varșovia, Cracovia, Bialstok, Germania. Și ce ați văzut Berlin, acolo? V-a influențat Berlin, cumva? Berlin, Franța, Paris. Ce să faceți aici? V-a influențat am într-un fel? Am să iau cei buni. Cei buni, bineînțeles da, că da. Da. Și am adaptat la zona sigur, noastră, sigur. La posibilitățile de ce v-am întrebat că am văzut aici atâtea lucruri făcute cu bun gust și nu prea peste tot așa întâlnite, că zic, domnule, omul ăsta sigur a umblat pe undeva, că prea frumos. În afară de talentul dumneavoastră. Da, mulțumesc. Așa, și ingeniozitatea tehnică. Nu vă flatez, este adevărul adevărat. Și faptul că iubiți muzica înseamnă că aveți și un suflet sensibil. Sunt consumator de muzică. Da, dar sunteți înseamnă că și un om sensibil, cu un suflet mare. E plin de flori aici la dumneavoastră, deci... Soția iar, cu flori. Soția, dar dacă dumneavoastră nu v-ar fi plăcut... Știți cum ești de sensibil, scorpioane. Sunteți scorpioane? Da. Când sunteți născut? 20 noiembrie. 20 noiembrie, deci mai este. Acum și îndată. Păi mâine nu plecăm până nu vă sărbătorim. Ei, de regulă scorpionii se ascund. Da? Nu le place să iese în relief? Ba, nu cred. Știți de ce? Că și eu scorpion. 26 octombrie. Da, și eu cam tot așa, mă cam ascund. Tot așa, nu-mi place să... La început. La început, da. Să iese în evident. Important este să facem lucruri bune care să... Bucure oamenii, nu? Ceea ce nu e rău când facem lucruri bune. Nu? Că suntem scorpioni, dar suntem scorpioni buni. Dar suntem din aia răi care... Dar suntem cotați ca niște răi. Lumea vorbește. Noi, pe noi, ne interesează lucrul ăsta. Ce proiecte aveți dumneavoastră? Perspectiva imediată și îndepărtată. Depinde ce v-ați propus, ce v-ați spus în cap. În primul rând, de sănătate să avem și a, să bine, putem asta, munci. Dacă vorbiți cu doamne, doamne, e clar că... Da, și cu noi. Să ne respectăm noi pe noi. Da, asta e foarte important. Și ce modificări vreți să mai faceți? Ce investiții? Nu
intenționăm să extindem pentru că să nu devenim sclavii noștri, proprii noastre investiții. Dar să mai modernizăm. E suficient cam ce am putut realiza și să îndemnăm pe copii și pe alți copii, prieteni de-a lor, generația care vine din urmă, să facă și ei cât ați reușit dumneavoastră măcar. Mi-a spus în fața acolo că faceți nu știu ce par de distracție sau ce faceți. Par de distracție. Dar ce faceți acolo? Nu știu, omenajăm acolo că era terenul Chetros Eroziune și am pus o stradă de Cernoziom din niște decantări de la Iaz și un gazon. Deci un teren eventual pentru campinguri. Așa, cred că mai degrabă asta ar fi. Tot pentru turism ceva. Joacă, era de joacă pentru copii. Un teren de sport se poate face. Închiriați echipe de fotbal. Aveți echipe de fotbal? Nu, nu-i Balamuc prea mare. Nu ne apucăm. Nu cade nicio cursă, domnul Vasile. Știe exact drumul drept. Am văzut că ați amenajat aici la dumneavoastră, la pensiune, și o cameră tradițională. Și acolo am văzut că aveți și foarte multe costume populare. Portul bucovinean de bărbat, portul bucovinean de femeie, cu bundițe, cu catrințe, cu camera țărănească unde e tete zestrea soției. Deci astea au fost și sunt ale dumneavoastră, nu le-ați colecționat. Sunt ale noastre, dar s-a ei, de fapt. Da, dar nu sunt colecționate, sunt din familie. Nu, sunt la război de mama soacră, Aurelia Ionela și de Elena. Mama soacră, care mi se pare mie că a mai zărit-o, care 90 de ani. Trăiește la 90 de ani. Și împletește ciorapi la nepoată, la strănepoată. Și face plăcinte cu brânză. Face plăcinte. Am auzit, da. Foarte bune. Da. Să vă trăiască. Cum vă înțelegeți cu mama soacră? Păi, cum se înțelege și ea cu mine. Nu, dar noi, în general, suntem băieți buni, ne înțelegem cu soacră. Mai greu ele cu, știi, nurorile cu soacră. Noi nu, la noi nu-s probleme. Și nurorile se împacă bine în Sadova cu soacră. Nu au fost incidente, nu. Păi, nu știți dumneavoastră. Bine că apar la postul de șanță. E, ca peste tot, oameni suntem și... Ce să vă spun, domnul Vasile? Conflictul între generații a fost și va fi. Și va fi. Sigur că da. Ce gânduri aveți pentru de sărbători? Sunt deja discuții ocuparea locurilor de cazare, de Crăciun, de Revelion. Deci rezervate de Crăciun. Deja rezervate? Rezervate de astă vară, din luna august. În Revelion este un grup compact, de Crăciun la fel, din aceeași zonă, cu masă festivă. Tradiția pe aici, cu obiceiurile de iarnă, care se facă, încă mai vin copiii la noi, îmbrăcați în costume și cu colindul, cu ratul. Și cei mari sunt constituiți în grupuri folclorice, la modul elegant. Se merge cu sania, cu dacă e... Dacă zăpadă, avem posibilități de plimbar cu sania. Dacă nu, cu căruța, cu cai, cu vinilă. Eu după ce am fost la dumneavoastră acum 9 ani și m-am făcut așa de mult, după 2-3 ani, am trimis pe băiatul ăla, cel mare al meu, cu un grup întreg aici, așa? De-au sărbătorit, a stat în perioada Revelionului. Așa. Și, dar au fost mulți, au fost 12, nu știu câți. Și au venit super încântați. Da? Da. Îmi amintesc. Cu obiceiurile, am întrebat pe doamna... A fost zăpadă? Dacă a fost, că a fost, nu că a fost, cum mi-aduc aminte. Avem perfect. Gospodare, vecini de aici, că noi nu creștem. Și cu sania, a mers cu sania, pe urmă le-ați adus obiceiurile, au venit capra, ursul, a venit și un taraf la masă la a doua zi, în ziua de anul nou, a fost ceva deosebit. Și nu știu dacă din grupul ăla au mai revenit la dumneavoastră, dar cred că au mai revenit. Posibil, individual, revenit. Dacă s-au căsătorit, că erau atunci studenți și au fost încântați. Important e că îi se recomande la alții. Da, 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 pe altfel cred că au făcut o mulți. Cea mai bună. Sigur au făcut lucrul ăsta. Și propagandă ai din gură în gură. Și gura lumii e slobodă. Cum spune câte cu... critic. Și critic. Se poate critic. Da, da, da. De multe ori se întâmplă așa, din păcate. Nu întotdeauna e și cazul, dar mă rog, asta e. Important e să învățăm din critici.
Să luăm ce e bun, da, și să mergem înainte. Avem și o carte de amintiri, de onoare acolo și poți să se lași turiștii să scriu impresiile. Păi știți că azi am stat și am citit din ea o grămadă. Ați citit de pe acolo? Păi de acolo, dacă am scris și eu în ea și a scris Matilda Pascal Cojocoriță, a scris în ea. Că noi am fost naști și am venit la dumneavoastră și m-am scris în cartea de onoare. De acolo fundatorul Ștefan Popa Popas. Păi. Este amic de familie cu noi, cu... Da, să trăiască. Păi am văzut că sunteți o familie deosebită, foarte deschisă la minte. Și doamna Elena este un om spirit și poate așa se reușesc lucrurile deosebite. Că dacă ești mâxită, închisată așa. Ceea ce ne dorim în zonă, v-am mai spus și repet. Dorim ca în zonă să ia modelul și să... Că sunt rezerve, resurse sunt, mama natură. Am văzut, da, superb. Da. Sunt rezerve pentru ca familiile din zonă să dezvolte, să aibă un trai decent. Da. Să vă ajute Dumnezeu. Chiar e deosebită zona și merită. Eu merg pe conceptul a întemeia o industrie de familie. O mică industrie de familie. Cum comentați? Păi nu, e un lucru deosebit. Și nu poate demola nimeni. Nu poate demola nimeni, și da. Nici măcar statul român nu poate să facă treaba asta. Nu, mai în Bucovina. Dar aici cred că aceste afaceri de familie sunt totuși deja intrate în tradiție. Că de mulți ani se întâmplă lucrul ăsta în Bucovina. Când eram nici nu studiam, breslele la nemți și la austrieci, tot în familie s-au dezvoltat capitaliști. Da, da. Și Austro-Ungaria, fiind aici vreo 200 de ani, a avut ceva influență totuși. Adică bucovenii sunt foarte gospodari, foarte pedanți, foarte organizați, riguroși, exacti și corecți. Mândri, ei sunt mândri. Doamnele sunt fudule și sunt profesionale. Mă rog, sigur că sunt profesionale. Chiar de care sunt competiții. Ei să țin bațoși. Bațoși, da? Da. Domnule, da, poate au și de ce, nu, domn Vasile? Au cu ce să mândri, nu? Au cu ce, domnule? Ai cu ce, bă? Ce? Dacă n-ai, te ascunzi. Nu, da. Tot e minunat. Da, mulțumesc. Eu vreau să vă mulțumesc o dată pentru ospitalitate și ducem acolo la București urările noastre, da, de prietenie și dorința de a ne revedea de ori de câte ori va fi posibil. Vă așteptăm și pe dumneavoastră și pe doamna Elena la București să ne mai vedem. Și în încheiere, dacă aveți de adresat vreun mesaj, aveți vreun gând pentru românii de dincolo, din diaspora, v-am rugat să o faceți. Salut pe toți românii din diaspora, prietenii mei, inclusiv sora mea din Spania, care este pe malul Marii Adriatice. Face baie, plajă acolo? Face servicii acolo, de mulți ani. Prietenii în Anglia, îi salut pe toți. Și să aibă încredere în țară, în România, să reîntoarcă aici, sunt resurse. Probabil că o să vină vremea și guvernanții să-ți asigur condiții pentru un trai decent în România și în zona unde s-au născut. Da, noi o să vă anunțăm când va fi montată, când Manuel va avea timp și va monta această emisiune. O să vă anunțăm ca și dumneavoastră, la dumneavoastră, să le spuneți să vă urmărească. Da. Și să-și aduc aminte de frumuseți aici, în țară, la Sadova. Vă dorim toate cele bune, dragii noștri, și până la următoarea întâlnire, toate cele bune. Cu sănătate. Numai bine și mulțumiri. Numai bine.